Totul în ceață, n-a pornit incendiu, s-a dat drumul la tămâie. O, ce Uhu, bine miroase. ce bine miroase. Să vină camera. Nu vă imaginați cum miroase aici. De bine, bineînțeles. Hai, pe explorați. Azi am fost așa de lazy, ne-am trezit la ora 12. Dacă am pus mâna pe un pat mare, am profitat de el. Ne-am trezit direct. Eu, unde suntem? Ora 12. Viu cu munții. Acești pomișori au un miros foarte, foarte frumos. Wow! Un fel de iasomie sau... Mama mia, cum miroase. Mergem spre plaja, azi zi de tolăneală totală. Nu vrem să vizităm nimic, doar să stăm relaxați la plajă. Să ne bucurăm de căldură. Aseară am postat, am găsit un grup pe Facebook cu travelers în Oman și am postat, poate, cine știe, găsim pe cineva cu care să share-uim vreo activitate pe aici prin Oman, dar din păcate ne-au răspuns doar oameni care organizează tururi și sunt destul de scumpuțe activitățile în Oman, nu vă gândiți că sunt prea ieftine. Bine, pentru o vacanță e ok, dar o să facem o expediție cu busul. Am ajuns la plajă, stăm într-un loc plin de ambasade. Ambasade. Și asta este plaja de lângă ambasade, unde n-am avut voie să fotografiem. Și un loc unde sunt foarte mulți indieni sau din Bangladesh. Am uitat să zicem că zborul cu care am venit din Abu Dhabi era plin de indieni. Plin de indieni, 80% indieni, câțiva filipinezi și noi. Și noi. Și încă un cuplu care era, se vedea că nu e din India sau Filipine. Lumea în față stă la picnic. Cu grătarul. Grătărel, scaune pliante. Asta este plaja din Muscat. O să băgăm pe jos câțiva kilometri. Să facem puțină mișcare. Suntem ok până acum, am făcut câți kilometri în Abu Dhabi, cred că 15 pe zi, 60 de kilometri în 4 zile, lux. Astăzi este prima zi de Oman, am făcut doar 2 kilometri. În față se pot observa niște oameni cum au băgat năvodul. Poate prin ceva, deși e cam târziu, e aproape ora 4. Ce nisip? Fin. Fin, da, zici că e combinat cu pământ. A, s-a prins ceva până la urmă, a? S-a prins, da. De o prăjeală în seara asta. Mici, micuți. Să intrăm cu picioarele în apă, să vedem cât de rece e. E bine, nu e chiar rece. E foarte fin nisipul, nu? Thank you.
Oman este unul dintre cele mai vechi locuri locuite de oameni de pe planetă. Se estimează că oamenii trăiesc în această țară de cel puțin 106.000 de ani. Muscat, capitala Omanului, a fost ocupată de portughezi pentru o perioadă de 140 de ani, din 1508 până în 1648. După portughezi, otomanii au preluat controlul asupra Omanului pentru ca apoi să fie alungați de actuala linie de sultan. Pe lângă deșerturile sale vaste, Oman are și munți impresionanți, coaste extinse și oaze verzi. Este una dintre puținele țări care încă sunt guvernate de un sultan. Sultanul actual, Haitham bin Tariq, a preluat tronul în 2020. Sultanul este șeful statului major al forțelor armate, președintele băncii centrale, ministrul apărării și ministrul afacerilor externe. Atunci când sultanul moare, familia trebuie să decidă asupra candidaturii succesorului său în termen de 3 zile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, rudele deschid scrisoarea sultanului cu recomandările sale privind moștenitorul tronului. Omanul este cunoscut pentru producția de tămâie, un produs valoros în antichitate, folosit în ceremonii religioase. Comerțul cu pește, curmale și unele produse agricole, împreună cu turismul, formează o parte semnificativă a economiei. Omanezii sunt printre cei mai buni crescători de cai arabi. Caii lor sunt vânduți la prețuri mari în întreaga lume. Delicatesa preferată a oamenilor din Oman este carnea de hienă. Aici se produc 900.000 de barili de petrol pe zi, iar petrolul și gazele sunt principalele articole de export. Omanul a fost numit cel mai bine păstrat secret din lumea observării păsărilor, deoarece aici poți observa păsări din Europa, Asia și Africa. Omanul nu percepe impozit pe venit, iar ușa băncii naționale este turnată din aur solid. Până în 1970 nu existau hoteluri, se făceau mulți bani din comerțul cu tămâie. Tămâia, o componentă a celui mai valoros parfum din lume, Amouage, este produsă și comercializată în Oman. Un parfum ajunge până la 4.000 de euro. Mai mult de 100 de morminte, toate în formă de stup de albine, se ridică pe vârfurile dealurilor din nord. Se estimează că aceste morminte datează din epoca bronzului, sunt construite din pietre locale, fără mortar și au intrări mici orientate spre nord. Se crede că aceste morminte au fost folosite pentru înmormântarea membrilor importanți ai comunităților locale. Poligamia este legală, se urmează legea islamică Sharia, care permite bărbaților musulmani să aibă până la 4 soții, cu condiția să fie capabil să le trateze pe toate în mod egal și să le asigure nevoile financiare și emoționale. His opponent, fighting out of the red corner, he represents Trimac Sajuan! Thank you.
de los cascos. Ya, aquí va, ahora está esperando. ¡Selquía, capitán! Ya, aquí, tío. Chau. Bakerolls cu curmare și scurtișoara. Și bakerolls cu chili. Un leu și ceva.